Fiscul este autorizat ca din luna august să aprobe organizatorilor de nunți și botezuri depășirea plafonului de încasări în numerar de la persoane fizice fixat în prezent la 10.000 de lei de persoană zilnic, cu argumentul că serviciile prestate de ei sunt plătite în cele mai multe cazuri cu bani în numerar, respectiv din daruri primite la aceste evenimente. Până acum, legea limita operațiunile în numerar în relația operatori economici persoane fizice la 10.000 de lei pe zi de la o persoană, cu interdicția fragmentării încasărilor și plăților în numerar ca metodă de reducere a evaziunii fiscale prin stabilirea unei trasabilități a fluxurilor bănești prin operațiuni bancare. La momentul introducerii acestei limite, obiectivul declarat a fost creșterea nivelului veniturilor bugetare, dar și a gradului de utilizare a cardurilor bancare ca mijloc de plată. Guvernul a constatat însă acum că este necesar ca legislația să fie îmbunătățită în cazul activităților desfășurate de organizatorii de evenimente speciale, cum ar fi nunți, botezuri și alte activități care presupun achitarea contravalorii serviciilor prestate de către beneficiarii acestora, în cele mai multe cazuri din sumele de bani în numerar sub formă de daruri primite la aceste evenimente. Astfel va fi introdusă posibilitatea organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale operatorului economic în cauză de a aproba un alt plafon de încasări decât cel stabilit de lege la cererea organizatorilor de nunți și botezuri. Decizia fiscului va fi valabilă un an de la data comunicării și va putea fi reînnoită la cererea solicitantului.